când ne-am reîntâlnit, discuția nu a fost să-mi prezinte proiectul Vreau să ajung primar. Ce ne-a prezentat Lucian a fost un proiect mai amplu, un proiect care nu se termină pe 11 iunie și care are în vedere coagularea acelor persoane din oraș, cărora le pasă de soarta orașului și care mai ales au și capacitatea să schimbe ceva. Eu m-am săturat să-mi deleg responsabilitatea de a-mi rezolva problemele mele de cetățean către partide și cu atât mai puțin către persoane care au marea calitate ca dumneavoastră. E adevărat că în politică un om este judecat aproape exclusiv după numărul de voturi pe care îl atrage. Poate fi o calitate. Dar s-a dovedit până acum că strângătorii de voturi nu sunt și cei care au capacitatea să îndrepte lucrurile. Ori din acest motiv și cumva cu convingerea că în acest oraș există oameni care au cu adevărat capacitatea să influențeze în bine lucrurile, am zis că proiectul lui Lucian trebuie susținut. El va căpăta o formă legală, nu vom fi așa conspirativ, în case conspirative, și proiectul ăsta va dori să mobilizeze oameni din diferite păduri sociale, dar oameni care simt că au ce să ofere. Partidele au înregistrat eșec, cel puțin în orașul nostru, și atunci speranța, ultima speranță, este de a aduna la un loc oameni care, repet, au capacitatea să influențeze lucrurile în bine. Și ăsta este motivul pentru care nu m-am dat la o parte, luasem hotărârea, promisese mie însumi că nu voi mai avea tangență cu politica și consider chiar că nu voi mai avea astfel de tangență. Dar n-aș dormi liniștit să mă știu retras pe insula mea și în timpul ăsta orașul să se scufunde. Sunt un om mândru. Sunt un om ambițios, credeți-mă, și nu pot să uit în tinerețe, când în calitate de student mergeam la concursuri profesionale la București, la Cluj, la Iași și aveam mândria olteanului care îi băteam, să zic așa, în competițiile astea studențești pe ceilalți. Iar astăzi am decis în anii 90, deci imediat după Revoluție, să rămân în Craiova. Sper că am făcut bine, mi-am spus că nu vreau să reproșez vreodată această alegere. Dar dacă am rămas, sunt convins că oamenii cu care am intrat în contact de-a lungul timpului există în Craiova, trebuie doar încurajați să facă pasul în față. Partidele, revin la ce mă doare, au acest slogan. Îi veți auzi pe fiecare, indiferent că e PSD, că e PNL, că e USR, toți declamă, vrem oameni, lăsați oamenii de valoare să vină la noi. Și când te duci acolo, găsești cel mai insalubru loc în care nu știi cum să pleci mai repede acasă. Ori atunci înseamnă că singura șansă pe care mai avem este un proiect ca cel pe care Lucian îl schițează. Și atunci vă invităm și pe parte dintre dumneavoastră, cei care simțiți că poate merită să vă aduceți aportul, să ne fiți alături.